știe că singura noastră posibilitate este articolul 4, aliniatul 3, care spune că ne putem strecura atunci când vorbim despre anumite persoane în scopul cercetării. Altfel, iertați-mi expresia, tragem fermoar. Unii, eu unul nu. Tocmai de asta spun că trăim într-o lume amalgamată, cu evoluții imprevizibile și foarte periculoase. Tot respectul pentru cei care au făcut Marea Unire, tot respectul pentru toți cei care au vorbit până acum, dar mă întorc și spun, haideți să cuprindem toți acești 100 de ani, pentru că s-au jertfit, au luptat oameni, s-au jertfit și au jertfit cel mai bun, bun pe care îl au în viață, viața însăși. Despre ei trebuie să amintim și nu să ne reducem, cu riscul de a mă repeta, să nu ne reducem numai la primul război mondial. Al doilea război mondial, vorbesc în special despre frontul de vest, a fost războiul pentru reîntregirea României. Asta nu intră în centenar. Trebuie să ne dea de gândit. Aș mai avea l-aș cita aici, în acest context, pe Dimitrie Gusti. Spre deosebire de popor, națiunea este o comunitate etnică naturală care se realizează printr-un efort de fiecare clipă, prin viața lui, prin voința lui de a lupta, o voință conștientă de scopurile pe care le urmărește. Cât adevăr este în asta? Și asta au făcut înaintașii noștri. Asta trebuie să facem în continuare. Nu o luați ca o lozincă. Este, cred eu, dorința fiecăruia care gândește și simte românește. Din păcate, retrăiesc anii 40-50, când ni se pune lacăt la gură, așa cum am spus, nu putem vorbi pe șleau de teama unor sancțiuni nemeritate. Nu intru în detalii. Este îngrozitor că, și aici poate o să mă contraziceți. De ce am spus trăim în anii 40-50? Pentru că atunci țara era condusă de alogeni. Nu se înțelege că am ceva împotriva cuiva. Sunt slujbași în slujba poporului român. Dar atunci când șeful statului nu e român, când până acum 2 ani șefii celor două servicii importante de informație ale României nu erau români, cum Dumnezeu să avem ceea ce ne trebuie? Și ajung la un punct sensibil. Este vorba de demnitatea națională. Și apropo, multă lume vorbește cu teamă, pe unii chiar îi oribilează cuvântul naționalism. Când aud de patrie, ce aia? E după vreme. Dacă bine rețin eu, în 1882, în ziarul Liberation, apărea printre primele apariții publice definirea cuvântului naționalism. Doctrina iubirii de patrie. Așa era definită. A nu se confunda cu șovinismul și cu alte manifestări atunci când este vorba de tolerarea unor oameni care nu aparțin nației respective. Dar fac apel aici la trei oameni, sau chiar patru, sunt la distanțe mari, temporale.
o iau haotic. În urmă cu vreo 7 ani, dacă nu mă înșel, Kevin Rudd, primul ministru al Australiei, se adresa musulmanilor. Bine ați venit în țară, aveți aceleași drepturi ca și noi. Dar dacă steagul nostru și imnul nu vă convin, deși beneficiați de aceleași libertăți ca și noi, aveți și libertatea de a pleca. Se vorbește de așa numita migrație. Dacă veți să... Am înțeles. Sintetizez și am terminat. Mă rog. Sunt câteva personalități, scurtăți, trec peste asta. Aș vrea să închei atunci cu cuvintele unui alt mare dispărut. Se numește Vasile Militar. Și este vorba de promovarea ideilor pentru cei care urmează după noi. Pe copil să-l ții în frâne de vrei om la toți să placă. Nu-l lăsa orice să îngâne, nu-l lăsa orice să facă. Nu-l lăsa după plăcere unde vrea el să se ducă. Din același lemn se scoate și icoană și măciucă. Vă mulțumesc! Domnilor, am să încep cum am atacat problema încă de când mi-am făcut apariția în această sală, când am premiat pe președinte Consiliului Județean și pe prietenul meu, Horia. Marele Iorga spunea, o țară, un popor fără cultură, e ca moara fără apă. Perioada interbelică, când morile cu apă erau la mod. Acum ne-am modernizat. Stimații mei și onorat prezidiu, doamnelor și domnilor, am primit cu multă bucurie invitația de la prietenul meu, Horia, că împreună cu colegul istoric, cu Ion Mălderescu, am lăsat deoparte toate activitățile diurne, toate activitățile profesionale de la Râmnicul Vâlcea și am venit aici să particip la această manifestare caldă, o manifestare înălțătoare, cu un profund caracter cultural, istoric, militar, dar și patriotic. Pentru că noi nu trebuie să uităm înaintașii noștri. Am primit tema, m-am bucurat de tema pusă în discuție la această ediție a simpoziului și mi-am ales o temă. Este imposibil să o prezint numai în 10 minute, că mi-a oferit prezidiu. Intelectualii vâlceni... O să publicăm. Da. Poftiți? Vom publica textul și atunci sigur că... Da. Am publicat în ziarul meu, în Viața Vâlcii, a apărut într-un tiraj de 800 de exemplare și făceam o diferență cum era pe timpul lui Iorga, 25.000 de exemplare și acum câte 800 de exemplare, pentru că suntem constrânși de cheltuielile enorme prin care trecem ca orice ziar, orice cotidian, nu numai din județul Vâlcea, dar și din județele de unde sunteți dumneavoastră, de unde aparțineți. Tema dezbaterii, tema prezentată, intelectualii vâlceni, contribuția intelectualilor vâlceni la făurirea Marii Uniri. Este o problemă extrem de vastă. Să știți că istoricii noștri n-au reușit să acopere toată plaja de activități. Nici noi la pupitru, în sălile, în amfiteatrele universității, nu putem să spunem la studenți absolut totul, pentru că ne presează timpul. Domnilor, eu am să încep cu câteva nume pe care mulți dintre dumneavoastră le cunoașteți, numele respective, dar nu știți contribuția lor majoră, cum au realizat ei, cum au ajutat Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Iată, stimații mei, am să dau numai câteva nume. Grigore Procopiu, avocat, om politic, om de mare valoare. Școala Generală numărul 1 din Râmnicu Vâlcea,
unde în calitatea de revizor școlar, atât Eminescu cât și Caragiale veneau des acolo, la intrarea comuniștilor la putere, după abdicarea regiului 47, i-au schimbat numele. Acum, după Revoluția Română din 98, au revenit tot la numele vechi de Tache Ionescu. A făcut enorm pentru Unirea Mare, dar și pentru poziția României în rândul țărilor dezvoltate din acea perioadă, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea. Un alt intelectual de marcă a fost Dumitru Constantin Măldărescu, veteran, tatăl istoricului Măldărescu. Deși nu era născut în țara românească, dar eu îl consider și toată lumea îl consideră pe Ighe Duca ca vâlcean. Pozițiile, funcțiile pe care le-a avut de-a lungul anilor sunt cunoscute. Nu mai trebuie eu să le reamintesc. Dar spun numai atât, stimații mei. Presa și documentele n-au scos în evidență contribuția lui. Atenție! Am proprietărit din pământul lui, din zestrea lui, cu 50 de lei pogonul de pământ, țăranii cei mai săraci de la Măldărești. A fost bun prieten cu tatăl meu, care a murit la 96 de ani. Venea de la București cu mașina, în calitatea, în funcțiile care le-a avut, oprea la Han, la Măldărești, din centrul comunei, înainte de a urca la el, la unde își făcuse o casă, înconjurată de trepte pline de flori, oprea la Mama Mare și acolo cumpăra două pachete de țigări, atenție, și spunea, coane lucrez eu, ce fac copiii? Avea 9 copii. Atenție, doamnelor și domnilor, lucru care presa nu le-a scris și nici nu le găsim în materiale, în documentele, nici ale Academiei și nici în alte instituții care se ocupă de așa ceva. Bine, domnule Duca, îi săruta mâna. El o reținea. Băiatul de la biliard ștergea tacul, atenție, aprindea luminile, dădea câteva lovituri de biliard, după care la alt băiat în curtea hanului ștergea bila la copicărie, ridica popicele și tădea câteva bile de popice. Un alt lucru inedit, care nu mai găsim în ziua de astăzi, dacă compar cu parlamentarii noștri, fără să intru în politică, n-a avut niciodată angajați la casa lui de acolo, de la Măldărești, oameni din afară. Nici grădinari, nici bucătari, nici ospătari, nici șoferi. I-am cunoscut pe unul dintre ei, pentru că sunt în vârstă. Am cunoscut un nepot al lui care se urca în Fordul cu mustăți și a făcut, după ce au venit comuniștii la putere, și a făcut câteva, a învățat pe mașina care îl deservea pe Marele Ighe Duca, unde își doarme somnul de veci la o bisericuță vis-a-vis sub sprânceana munților Carpații Meridional, sub sprânceana Buimei. Dumneavoastră știți. Un alt element de mare valoare a fost Vintilă Brătianu, fratele Marelui Ministru. Vintilă Brătianu avea o moșie modestă la Mihăiești, în imediată apropiere a Râmnicului. Tot el a contribuit decisiv din banii lui la armată, adică la dotarea armatei cu material respectiv, vorbesc de primul război mondial, dar mai ales la cei care s-au deplasat la Alba Iulia la 1 decembrie. Eugen Băcescu, avocat, cel care l-a primit în casă pe Ighe Duca ca tânăr judecător de plasă, ajutor de judecător, l-a găzduit în casa lui și l-a ținut la el ca la propriul copil. Eugen Băcescu, avocatul Eugen Băcescu, a reușit în scurt timp să ajute armata română, mobilizând oamenii din
municipiu, din județul Vâlcea, vorbesc pe cei avuți ca să contribuie cu bani la venit care să sprijine armata română. Alexandru Lahovari, care poartă numele Liceu Alexandru Lahovari, unde atât eu cât și domnul Măldărescu am terminat acest liceu în 1957. A fost un patriot deosebit. Deosebit. Ținea ședințe cu vâlcenii la el în casă sau în cancelaria liceului când a fost dat în folosință și spunea, haideți să facem în așa fel încât să mergem la Alba Iulia, să susținem unirea principatelor române. Ăsta a fost Alexandru Lahovari. Nu trebuie uitat. Alți avocați, Dem Petrescu, Ioniță Bărbulescu, medici, doctor Hozoc, doctor Negoescu, doctorul Suciu, care doctorul Suciu a plecat împreună cu delegația de vâlceni, a plecat pe câmpia de la Alba Iulia să participe personal la această amplă adunare. Alexandru și Mitică Simian, industriași, ingineri, care au făcut studiile la Berlin. Ei, toată încălțămintea, o parte din încălțăminte și harnașamentul cailor, dar și hainele soldaților au fost date de la ei, de la fabrică. Deci asta a fost familia Simian. Și tot ei au ajutat delegația Vâlcii pe banii lor să se deplaseze la Alba Iulia, pentru că se înființase gara de la Râmnicu Vâlcea, unde anul acesta a împlinit 130 de ani de la înființare, 1888-2018. Generația actuală nu trebuie să știe. Ne luptăm, domnilor, ne luptăm cu studenții, cu tinerii. Nu vin la aceste acțiuni și părinții le iau parte. Asta este problema cea mai dureroasă. Elevii de liceu, de la clasele terminale, a 11-a, a 12-a, nu vin. Am avut alaltăieri o acțiune, au fost numai 21 de elevi de clasa 9 și după o jumătate de oră, ori manevrau telefoanele, ori ieșeau afară. Aici trebuie să găsim un antidot, să găsim o metodă să-i aducem cu picioarele pe pământ. Sălile de lectură de la biblioteci sunt goale. Am făcut un studiu și mi-au spus fetele de la bibliotecă, majoritatea dintre dumneavoastră lucrați în acest mediu. Știți ce mi-au spus? Domnule profesor, nimeni nu mai ia nicio carte. Sau dacă iau cărți, iau numai cărți cu prostii, cu aiureni. Asta nu e sistem de educație. Aici trebuie să ne dea de gândit. Ion și Mihai Roșian, învățători de la Matești, care au făcut în așa fel încât prin adunările lor să strângă oamenii patrioți, oamenii de bună știință, de bună înțelegere, să constituie, să meargă toți pe ideea unirii principatelor de la 1 decembrie 2018. Ciobescu, judecător de la Plasa Horezu, găsit, spânzurat în propria casă. Gutenberg era neamț, venit la sfârșitul războiului de independență, 77-78. A deschis o tipografie în Râmnicu Vâlcea. Știți ce a făcut acest om? Întotdeauna a făcut ziare, a tipărit ziare și manifeste pentru unirea cea mare de la 1 decembrie 1918. Când putea să spună, sunt neamț, nu mă interesează. El a trecut și a zis, nu, locuiesc aici, trăiesc aici, trebuie să fiu să iubesc acest popor. Da. Gheorghiță Voinescu, inginerul Roveli, tot vâlceni, tot străini, dar care au făcut ceva pentru țară. Stimații mei, ar fi foarte multe lucruri de spus. Mă opresc aici să țineți minte ce vă spun. Revin, domnilor, am o durere. Ce facem cu tineretul la ora actuală? Nici elevii, nici studenții nu mai învață.
Vă dați seama, noi scoatem profesori, juriști, avocați, economiști, dar ei au nevoie numai de titlu, numai de diplomă. Și cu asta închei, știți ce mi-a spus un părintele unui student al nostru? Domnule decan, aș vrea să vă spun ceva. Pe mine nu mă interesează să scot nici inginer, nici avocat, nici doctor. Vreau să-l scot un prăpădit de profesor, de inginer. Vă dați seama ce e în capul lor. Nici părinții nu știu. Nici părinții nu le asigură educația respectivă. Vă mulțumesc foarte mult. Inginerii e bine. Da. Inginerii e bine. Păi da, dar i-a zis. Și domnule, sunt un prăpădit de inginer. Da, dreptate. Da, vă mulțumesc. Da, mulțumim celor doi colegi din Râmnicu Vâlcea. Sigur că problemele ridicate sunt absolut reale. Noi suntem profesori la universitate. Ca profesor de istorie ne doare foarte mult, în principal, faptul că istoria nu mai are rolul pe care îl avea. În momentul în care eu eram elev, în timpul fruntului regim dictatorial, clasa a 8-a, 9-a și a 10-a aveau 3 ore de istorie și cu teză. Da? De la 5, 5, 6, 7 erau 2 ore. A 11-a și a 12-a, dacă erai pe profil real. Nu, pe uman aveai mai multe. Aveai măcar 2 ore. În facultăți, de asemenea, era obligatoriu și la Politehnică, și la Silvicultură, și unde vreți dumneavoastră, cursul de istoria românilor. S-a ajuns la o panoramă, dacă îmi permiteți cuvântul ăsta. Din păcate, am avut în fruntea Ministerului Educației, care s-a numit în toate felurile, după 1990, chiar și istorici, și chiar sub ei s-a degradat continuu statutul istoriei în școală. Dacă acest statut va continua să se degradeze, probabil că ceea ce spune domnul Dinescu aici o să devină o chestiune deja cronică. Pentru că, n-am spus eu asta, cine uită nu merită. Acum, aș vrea să mai țin și eu o comunicare și să mai dau cuvântul cuiva cu Nistor, dar se pare că suntem trecuți de ora 7 și atunci o să încerc să trag, să țin comunicarea mea sub formă de concluzii și să dau un exemplu surorilor mele de ginte latină când se vorbește scurt. Suntem în anul de grație 2018. Acum un an de zile, profesorul Scurtul la reuniunea secției de istorie Academiei Oamenilor de Știință ne spunea: domnilor, la anul să fie centenarul. Peste 100 de ani va fi bicentenarul. O să vină istoricii de peste 200 de ani și o să se întrebe: mă, ce au făcut nenorociții ăștia acum 100 de ani? Cum au omagiat ei opera celor care au făcut România mare și care au ținut-o timp de 22 de ani pe picioare? Din păcate, domnul profesor, ați fost a nu știu câta oară profet în propria țară, pentru că vedem cu toți este un haloimis. De fapt, toată chestiunea cu centenarul, nu mai vorbesc de acel departament care s-a mutat prin toate părțile ministere și fiecare vrea să scape de el, se schimba primul ministru, se schimba și departamentul. În fruntea lui erau oameni care aveau nicio treabă cu istoria, erau puși numai că fisese pe locul 3 la Senat, nu știu unde. Nu a contat absolut nimic. Au fost mici aventuri. Pe teritoriul național circulau zeci de bande înarmate de soldați ruși bolșevizați. Circulau nu știu câte tipuri de monede. Românii plăteau un preț extraordinar războiului. Erau zeci de mii, sute de mii de orfani, de invalizi, de oameni care căutau cu disperare să-și asigure ziua de mâine. De asta au și fost acele frământări din 1918, 19, 20 pe un fond mai larg european generat de Revoluția Rusă, care la început a fost văzută și salutată în mediile intelectuale, pentru că venea totuși răsturnase un alt regim autocratic. N-avea de unde să știe nimeni ce o să facă Stalin în anii 30, în anul de grație 1919. Ei, cu toate astea și cu toate faptului, cu toate
că la București se făcea și atunci politicianism. Iuliu Mariu, când a venit la București, s-a îngrozit și a vrut să se întoarcă la Alba Iulia și să pună în discuție revenirea la autonomia Transilvaniei, după o primă discuție cu Ionel Brătianu. Dar totuși acești oameni au reușit să facă un program pentru România Mare. Și în doar 5 ani de zile, România a avut reformă agrară, reformă electorală, s-a trecut la vot universal, reformă fiscală și tot a fost încununat de Constituția din 1923. În 20 de ani, în mai puțin de 20 de ani, s-a dublat numărul de kilometri de cale ferată, s-a triplat cel de șosele. Să nu idealizăm perioada aia, dar s-a făcut de 1000 de ori mai mult decât s-au făcut în ultimii 28 de ani. Exact. România, am aici tot, dar o să publicăm textul. România, deci, într-o 100 de ani, a avut 50 de ani de democrație și 50 de ani de dictatură. Au fost 20, 50, 30 acolo. Da? Dintre toți, cei mai păcătoși, până la urmă, par ultimii 30 de ani, în care România nu reușește să-și revină, nu reușește să pună în practică un plan cum a fost în perioada interbelică, așa cum a fost. Pentru că gândiți-vă că în perioada interbelică am avut și 4 ani de criză economică mondială, 29-33, care au fost recuperați imediat, iar 38 și în timpul lui Ceaușescu, în documentele de partid, ne raportam la anul de grație 1938. Sigur, a venit războiul peste noi, a fost dictatura comunistă, a fost primii 10-15 ani groaznici, cu deținuți politici, cu eliminarea elitelor și așa mai departe. A fost după aia perioada, lui Ceaușescu, național-comunistă, cum îi vreți. România, totuși, a respirat, a existat ceva. De 30 de ani vedem că nu suntem în stare să ne urcăm în mașină de la București și să merg pe autostradă până la Budapesta, până la Berlin. Suntem în anul centenarului. Trebuia primul lucru să avem autostradă București-Chișinău și București-Cernăuți. Mulțumesc frumos, doamnă Capului. Asta înseamnă că în acea perioadă, și o să cu asta închei, îmi aduc aminte ce spunea în 1992 la Institutul Xenopol Mircea Slăvescu, băiatul lui Victor Slăvescu, marele economist din perioada interbelică și ministru, spunea, tatăl meu îmi spunea în 1948, măi băiete, noi acum 30 de ani, adică în 1918, am fost o generație de învingători. Iar Victor Slăvescu spunea în 92, din păcate, noi generația la 48 am fost o generație de învinși, datorită faptului că țara era ocupată. M-aș fi așteptat ca generația de la 89 să fie o generație de învingători, dar se vede treaba că trebuie să mai așteptăm. Vă mulțumesc tare mult! Pentru condițiile create ieri și azi aici, adevărată desfătare științifică, spune, prin problematica abordată ieri. Astăzi sunt convins că vom avea probleme la fel de interesante, abordate de colegii care au mai rămas să-și expună punctele de vedere. Am dorit ca comunicările dumneavoastră să fie mai puțin de aspecte politice contemporane și mai mult de istorie. Asta ca o observație a acțiunilor de ieri. Cu acestea fiind zise, nu-mi rămâne decât să dau cuvântul primului de pe lista noastră, profesor, dr. Ștefan Pană, este? Nu, nu, nu. Nu este. Mergem mai departe. Dan Prisăcaru, colonelul. Nici el nu e. Aseară era. Era la masă. E la masă. Stea la masă. Ion Giurcă n-a venit. Domnule, de obicei militarii erau foarte corecți. Da. Te obișnuiți cu disciplină. Așa că, Luminița, începem tot cu cele mai puternice. Începem tot cu sexul puternic. Luminița Giurgiu. Cel mai frumos. Comunicarea miniștrii de război ai anului 1918. Să fiu onorată și să-mi aduc aminte că prima mea venire aici a fost datorată domnului profesor Buzatu, care îi păstrez o nestinsă amintire și un pios omagiu îi l-a adus astăzi aici, pentru că dumneavoastră, spiritul dumneavoastră este în continuare cu noi. Am ales să prezint generalii miniștri de război care au fost martori ai făuririi Unirii Mari, și pentru că în fața lor s-a pus o provocare, un nou teritoriu, cu fiecare alipire un nou teritoriu care necesita planuri de apărare noi, situații de mobilizare deosebite, în afară de faptul că și structura populației care venea la regat era cu totul diferită de vechiul regat.
Primul dintre ei este generalul de divizie Constantin Hârjău, care s-a născut la 1856 la București, a absolvit școala militară de infanterie și cavalerie, șef de promoție în 1876, școala politehnică 1882, precum și școala de aplicație de artilerie și genii 1884 din Franța. A urcat toate treptele ierarhiei militare, de la gradul de sublocotenent în 1876 până la cel de general de divizie în 1912. Pe lângă activitatea sa specifică de inginer de geniu, se va remarca prin cea didactică, fiind în eminent profesor la Școala de Cavalerie, Școala de Poduri și Șosele, Școala de Cavalerie și Geniu, Școala de Infanterie și Cavalerie, Școala Săpătorilor și Telegrafiștilor, precum și la Școala Superioară de Război. Va executa misiuni în Austria, Belgia, Franța și Germania, în vederea studierii tehnicii de geniu, infanterie și cavalerie. Ca ministru de război se va implica în reorganizarea și modernizarea armatei prin adoptarea unor legi și noi regulamente pentru pregătirea armatei în vederea participării la cel de-al doilea război balcanic și la primul război mondial. Este unul dintre cei care au contribuit la prezența României la expoziția universală de la Paris în anul 1900. A fost răsplătit cu alte ordine și medalii, Steaua României, Coroana României, Virtutea Militară, Crucea Trecerii Dunării sau Medalia Comemorativă a Războiului 1916-1918. Va întocmi prima monografie Armatei României, publicată în limba franceză, dar și numeroase alte studii de istorie și teorie militară. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1909, Istoria Armei Geniu, publicată în 1902, fiind distinsă cu premiul Năsturel Herescu de această instituție. Constantin Hârjău a fost ministru de război în guvernele conservatoare Tituna Herescu și Alexandru Marghiloman și martor al Uniunii Basarabiei cu România. A decedat în anul 1928, în 24 mai, la București. Lui se datorează în volumul omagial închinatului Alexandru Marghiloman pagini de o mare delicatețe și povestește cu mult entuziasm cum a fost, cum a soțit pe Alexandru Marghiloman în Basarabia și cum s-a desfășurat unirea Basarabiei cu România. În al doilea general, ministrul de război, care a fost martor al unirii Bucovinei de data aceasta cu Regatul României, a fost general de corp de armată Eremia Grigorescu, născut în 1863 în localitatea Goloșei, de lângă Târgu Bujor, ca fiu al lui Grigore Învățător și al Mariei, fiind cel mai mic dintre cei 4 copii ai familiei. A urmat cursurile școlii primare și ale liceului Vasile Alexandri din Galați, ale Liceului Național din Iași. După susținerea examenului de bacalaureat, se va înscrie la Facultatea de Medicină și Științe din Iași. Aici o va cunoaște pe viitoarea sa soție, Elena Rafu, care provenea dintr-o familie de militari și cu care se va căsători la 15 noiembrie 1886. De menționat faptul că Elena Rafu a fost prima femeie absolventă a Facultății de Matematică a Universității din Iași. În anul 1917, la Monacul de la Oituz, o va cunoaște pe cea care va fi a doua soție, respectiv Elena Negropontes. Destin prin cunoașterea Elenei Arapu, destinul său a fost schimbat, Eremia Grigorescu renunțând la studiile de medicină și urmând cursurile școlii militare din infanterie și cavalerie, al școlii speciale de artilerie și geniu, precum și al școlii de aplicație de artilerie și geniu de la Fontainebleau. În timpul șederii sale în Franța, a frecventat cursurile Facultății de Matematică de la Sorbona și a efectuat un stagiu de perfecționare în specialitatea artilerie și administrație militară de pe lângă Ministerul de Război. A urcat toate treptele ierarhiei militare, de la gradul de sublocotenent 1884 până la general de corp de armată 1918. A deținut funcții importante în cadrul Ministerului de Război. A fost, după cum știți, un participant la primul război mondial, distingându-se în acțiunile de la Mărăș, Mărășești și Oituz. Fiind foarte bine cunoscută activitatea sa, trec peste partea de participare la primul război mondial, spun că a fost răsplătit cu ordinul Mihai Viteazu, clasele a treia și a doua, fiind unul dintre cei 4 înalți demnitari militari astfel decorați, alături de Constantin Prezan, Alexandru Averescu și Gheorghe Mărmărescu. Al treilea ministru de război, care a fost martor al Unirii Transilvaniei cu
Regatul României și deci al desăvârșirii României mari, a fost general de corp de armată Artur Vaitoianu, născut la 14 aprilie 1864 la Ismail, într-o familie de origine germană. În anul 1890 se va căsători cu Olga Ciornei, cu care va avea 4 fete și un băiat. A urmat cursurile elementare și liceale la Bârlad, ale Școlii Militare de Infanterie și Cavalerie din București, ale Școlii Speciale de Artilerie și Geniu și ale Școlii Superioare de Război, unde mai târziu va fi și profesor. A urcat toate treptele ierarhiei militare, de la gradul de sublocotenent în 1884 la cel de general de corp de armată în 1918. A participat la cel de-al doilea război balcanic, la primul război mondial și la campania de apărare a României mari, fiind comandantul regimentului 10 Infanterie Purna, al brigăzii 11 Infanterie, diviziei 10 Infanterie pe frontul din Dobrogea de la Flămânda și Turtucaia, al grupului Prahova, cu care reputează victorii strălucite, dar și înfrângerea de pe nașul Argeș, al Corpului 2 Armată, al Corpului 4 Armată și al Armatei a doua. După încheierea păcii de la București, a fost numit inspector al Armatei și guvernator al Basarabiei în anul 1918. Întreaga sa carieră a fost răsplătită cu medalia Avântul Țării, Ordinele Coroana României, Mihai Viteazul și Steaua României în grad de ofițer. A făcut parte din guvernul Ion Ilice Brătianu, în calitate de ministru de război. De asemenea, a participat la campania dusă în anul 1919 pentru eliberarea Transilvaniei și înfrângerea regimului bolșevic al lui Bela Cun. În perioada 27 septembrie-30 noiembrie 1919 a fost desemnat prim-ministru, organizând în luna noiembrie primele alegeri pe baza votului universal din România întregită. În calitatea sa de membru al Partidului Național Liberal, a făcut parte din mai multe guverne, în timpul domniei regelui Carol al II-lea, fiind numit consilier regal. Artur Vătoianu a participat la Consiliul de Coroane din septembrie 1939, pronunțându-se pentru o neutralitate absolută și pentru întărirea capacității militare a României. La Consiliul de Coroane din 30 august 1940 s-a declarat împotriva arbitrajului de la Viena. A fost deputat între 1919-1925 și senator de drept 1925-1938. Arestat de autoritățile comuniste, va fi indemnizat la Sighet. A decedat la 17 iunie 1956 la București, fiind înmormântat în cimitirul Bel. Ulterior, osemintele sale au fost reînhumate în mauzoleul de la Mărăști, alături de mareșalul Alexandru Averescu și generalii Alexandru Mătrineanu și Nicolae Archirescu. Vă mulțumesc pentru atenție! Ne întoarcem puțin la programul de ieri, pentru că sunt câțiva colegi care au venit mai târziu și n-au putut să se exprime, așa încât vom da cuvântul domnului profesor universitar dr. Gavril Preda, se pregătește domnul dr. Alin Spânu. Stins auditoriu, sunt deosebit încântat să mă aflu fața dumneavoastră, mai ales că la Focșan s-a creat o tradiție extrem de benefică pentru istoriografia românească în ceea ce privește cercetarea istoriei neamului românesc, cu realizări deosebite în planul studiilor și comunicărilor prezentate în această, cu aceste manifestări. Și dau la această introducere sincere felicitări domnului Horia Dumitrescu pentru contribuția deosebită pe care o are la menținerea în această urbe, în acest oraș istoric atât de important pentru istoria contemporană, modernă, contemporană a României, în cunoașterea și atâncirea studiului asupra istoriei naționale. Comunicarea mea are ca subiect o personalitate a lumii ierarhice, a lumii bisericești. Este vorba de Mitropolitul Moldovei și Sucevei, Pimen Georgescu. Un mitropolit, o personalitate pe a cărui piață de mormânt scrie Pimen Georgescu, Mitropolitul Războiului și al Întregirii Neamului Românesc. Sintagmă care nu a fost acordată niciunui alt, în alt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, sintagmă care nu o găsim pe nicio altă piatră tombală, referitoare la marile personalități care au contribuit, după puterea și priceperea lor, la realizarea cele mai mari înfăptuirea neamului românesc, România Mare. Cine a fost această personalitate? Un copil, nepot de preot,
născut la Provița de Sus, Prahova, în 20 octombrie 1853 și care va muri la peste 81 de ani, în 11 noiembrie 1934, după ce a slujit biserica străbună, țara și neamul, cum va afirma în februarie 1934 într-o ședință a Sfântului Sinod, timp de 60 de ani, ca diacon, preot, proprosinghel, arhimandrit, episcop și mitropolit. O viață de om, o viață exemplară, în care crezurile fundamentale ale existenței sale au fost patriotismul și naționalismul. Alexandru Lapedatu, care întâmplarea a fost să fie ministrul cultelor și instituțiunilor publice și când a fost ales și investit episcop la Galați și când a fost ales mitropolit al Moldovei, dar și la mormântarea sa să fie ministru al culturii, avea să spună că cele două nobile și înalte sentimente care i-au caracterizat viața a fost naționalismul și patriotismul sincer și fervent. Acest înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, foarte pe scurt, câteva elemente de ordin biografic, a urmat școala primară la Câmpina și Ploiești, între 1864-1869, din 1869 până în 1874 a urmat cursurile Seminarului Central, cursul inferior, îl absolvă în 1869, se căsătorește cu fata preotului Ioan Dimicescu din Ploiești la Biserica Sfântul Vasile și în același an este hierotonic ca diacon, dar și va sluji timp de 3 ani la această biserică Sfântul Vasile până în 1877. Întâmplarea face, sau nefericirea face, ca soția să-i moară la un an de zile după căsătorie, la nașterea unui copil, Ioan, care se va naște în decembrie, 27 decembrie 1875 și imediat în anul următor, soția la câteva zile, la o săptămână, a murit în urma acestei naștere. Rămâne o văduvă la 23 de ani cu un copil și slujește ca diacon și învățător, pentru că exista o școală înființată pe lângă această biserică, de un preot Ioachimescu, venit de peste mult din zona Bârsei. Și până în 1877, când, cu sprijinul lui mitropolitului primar Calinic Miclescu, este mutat diacon la mitropolie și urmează simultan cursul superior al Seminarului Central. Absolvă în 1880, după aceea pleacă ca bursier al statului român la Cernu și face facultatea de teologie, celebra facultate de teologie de la Cernăuți, pe care o absolvă în 1884. În 1880 își ia doctoratul la Cernăuți și revine în țară în 1886. În anul când revine în țară, îi moare unicul copil de dizenterie la 11 ani și moare și cel care fusese mentor, Calinic Miclescu. Este numit diacon la mitropolie și totodată cu 1 septembrie 1886 este 1 ianuarie 1887 este numit și profesor la Facultatea de Teologie din București și va fi profesor până în februarie 1902 când va fi ales, numit, investit și instalat episcop al Eparhiei Dunării de Jos la Galați. Timp de aproape 15 ani a fost profesor, un profesor respectat, exigent și competent, a predat apologetica, teologia creștină și simbolică. A fost reprezentantul Facultății de Teologie în Senatul Universității București timp de ales de 2 ori și totodată și director al Seminarului Central timp de 4 ani, din 1998-1902. Calitățile sale didactice, pedagogice și mai ales organizatorice l-au recomandat pentru a fi ales episcop la Dunărea de Jos, unde a păstorit timp de 7 ani, 1902-1909, cu realizări remarcabile, practic printr-un program de acțiune care a vizat ridicarea calitativă a vieții religioase, atât în rândul preoților cât și al mirenilor, a reușit ca în 7 ani să transforme această eparhie într-una din cele mai bine conduse și eficiente eparhii din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Ca urmare, în 1909 este ales și instalat mitropolit al Moldovei și Sucevei, cea mai mare și cea mai importantă mitropolie din structura Bisericii Ortodoxe Române a Vechiului Regat, unde a păstorit timp de 25 de ani. Este unul din cei 4 mitropoliți din istoria de peste 6 veacuri a Mitropoliei Moldovei, care a păstorit
un sfert de secol. Teoptist în vremea lui Ștefan, Dosoftei, Iosif Naniniescu și Piment Georgescu.